Bun găsit, ne aflăm chiar la locul în care s-ar fi produs această explozie. De fapt, s-a produs explozia pentru că vreau să vă arăt locul care a rămas. Asta indică faptul că a fost vorba despre o explozie. Ceva puternic s-a întâmplat, având în vedere că a rămas acest loc, acest crater. Vreau să vă arăt cum arată acești copaci. Sunt aproape carbonizați. Sunt uh, în jur de 20 de copaci care sunt distruși, uh, au fost distruși uh, de flăcări, suflul exploziei sau ce ar fi fost aici. Uh, S-ar părea că a fost uh, destul de mare pentru că pe o distanță de câteva zeci de metri uh, pătrați putem să vedem vegetație care a ars. Am găsit uh, aici lângă acest copac care este aproape carbonizat inclusiv o bucată dintr-un metal care cel mai probabil s-a uh, topit uh, în urma. Uh, acestei explozii urmate cel mai probabil de un incendiu. Uh. Și chiar luni autoritățile de la Kiev anunțau că au informații și chiar probe că o dronă ar fi căzut pe pământ românesc, dar iată că autoritățile noastre au descoperit uh, acest aparat de zbor sau bucăți din el, pentru că nu știm cu exactitate ce au strâns uh, de aici anchetatorii uh, uh, MAPN abia la trei zile după informația că ar fi căzut aici uh, bucăți dintr-o uh, dronă. Uh. Și este foarte greu să depistezi ce s-ar fi putut întâmpla aici dacă nu ești un om al locului. Este într-o râpă. Dacă treci cu mașina pe aici sau ca simplu trecător care ești într-o drumeție în delta Dunării, s-ar putea să-ți scape această zonă pentru că e de fapt în, în mijlocul unei păduri, dar în același timp este și, este și o râpă pentru că este un teren mai coborât față de uh, traseul pe care în mod normal turiștii îl au în acest loc.